Ambient la Radio România Cultural. Cu Mirela Stoienescu Tolea. Compendiu de muzică electronică acum la Radio România Cultural, ambientalul pe care vi-l propun în această noapte fiind creat de Blue Leaves, o formulă de exprimare artistică apărută în anii 90 prin colaborarea dintre Valeriu Grosu și Salma El-Shamali ca personaje principale ale scenariului imaginat de ei în cele câteva albume ale formației. Andromeda și Black Hole sunt primele piese pe care le ascultăm împreună în FM-ul Radio România Cultural, rostiri sonore ce lasă cu generozitate descoperită cartea de identitate muzicală a protagoniștilor, Valeriu Grosu și Salma El-Shamali. Blue Leaves, într-un concept mai vechi, dar reactualizat ca manieră de restituire, vizând nu doar pitorescul ambientului printr-un suport sonor al imaginilor grupate sub titulatura Black Sea, dar și originalitatea procedeelor creatoare de atmosferă la granița dintre muzica electronică și rockul simfonic.
de pe același album, Cosmology, finalizat chiar la începutul anului, ascultăm aici la Radio România Cultural un preludiu marca Blue Leaves și o piesă întâlnită pe un disc mai vechi al formației, acum însă cu o altă atitudine estetică, So Far Away, So Quiet. Ambient la Radio România Cultural. Cu Mirela Stoienescu Tolea. Capacitatea formației Blue Leaves de a-și plasticiza materialul compozițional, pe de-o parte, și pe de altă parte de a crea mici poeme electronice se dezvăluie și în celelalte două trecuri ale albumului Cosmology, The First 3 Minutes și Waves. Thank you.
De pe albumul Landscapes al artiștilor Valeriu Grosu și Salma Jamali, cei ce au creat de-a lungul anilor conceptul electronic numit Blue Leaves, vă propun acum două întruchipări muzicale remarcabile prin inspirate elemente melodice, dar și prin jocuri ale imaginației în materie de culoare sonoră. Thank you.
Originalitatea rostirilor electronice datorată unor elemente creatoare de atmosferă, purtate firește în zona de expresie a formației Blue Leaves, se reflectă și în imaginile muzicale care alcătuiesc următoarele două piese. Thank you.
Și aici suntem invitați într-o lume sonoră configurată din tablouri acordate parcă după tonalități expresive ce conferă o formă de individualizare a piesei. Încă un joc al imaginației care poate apăra oricând discursul muzical de monotonie ori previzibil. Două secvențe noi de pe albumul Landscapes 2013, Silence și piesa titulară Solar Landscapes. Thank you.
formația Blue Leaves, aici la Radio România Cultural, în configurațiile ambientalului creat de-a lungul anilor, vreo 18 la număr, de Valeriu Grosu și Salma El Shamali, la hotarul dintre muzica electronică și rockul gândit simfonic. Personaje timbrale în alchimia grupului, chitara, computerul și claviaturile în alb-negru. Motive și teme compuse chiar de cei doi protagoniști ai formulei de exprimare sonoră Blue Leaves, adică de Valeriu Grosu și Salma El Shamali, se înlănțuie firesc în demersul unitar, conceptual aș putea spune, alăturând imagini semnificante ale artistului de gen, descoperit în acel spațiu al fragilității și nenumăratelor contradicții, dar adaptând permanent dimensiunea problematică. Thank you.
O anume pluralitatea planurilor, un joc de sonorități, un conținut care nu trebuie surprins doar prin receptarea momentului muzical în sine, ci și prin asociativ și simbolic. Astfel, fiecare dintre cei doi membri ai formației caută să-și utilizeze în câmpul de tensiuni personal gradate propriile modalități de exprimare a actelor emoționale și trăirile ce configurează un temperament de artist raportat la el însuși, dar și la grupul din care constant face parte. Și mă refer aici la Blue Leaves. Thank you.
Ambient la Radio România Cultural. Cu Mirela Stoienescu Tolea. Rostiri muzicale grupate sub titulaturi precum Black Sea, Dansul Focului, sunt revelatoare pentru scenariul sonor imaginat de aproape două decenii de formația Blue Leaves și marcat prin câteva albume de referință pentru genul electronic din perimetrul autohton.